Un cutremur în Vrancea, magnitudine 3 pe scala Richter, la o adâncime de 81 de kilometri. În urmă cu cât timp? Un minut. Sistemul de alarmă care se găsește în dispeceratele ISU are trei culori. Beculețul galben înseamnă între 4 și 5 grade, cel portocaliu între 5 și 6 grade, iar beculețul roșu peste 6 grade pe scala Richter. Prin intermediul tehnologiei moderne, pompierii sunt avertizați în momentul în care un cutremur urmează să aibă loc. Prima reacție, fiind și noi oameni, este o reacție de frică, de teamă, dar noi fiind instruiți pentru a interveni în asemenea cazuri, vom face tot posibilul de a salva și de a interveni cât mai bine pentru semenii noștri. După ce se dă alarma, pompierii sunt gata de intervenție în cel mult 2 minute. Mergem la locul de păstrare a echipamentului, ne ridicăm echipamentul, mergem pe locul de echipare, ne echipăm, așteptăm nota de anunțare, facem prezența, îmbarcarea și plecăm la destinație. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea este unul din cele 7 inspectorate din țară și din Bulgaria care dispune de un senzor special. Acesta este amplasat la adâncime pentru a putea transmite cât mai eficient semnalul în caz de cutremur. Odată înregistrat seismul, senzorul amplasat aici în sediul Inspectoratului pentru situații de urgență Dobrogea transmite semnalul care dă alarma. În acest fel, pompierii au timp să se mobilizeze și să intervină acolo unde sunt solicitați. Cu cât epicentrul cutremurului este mai aproape, cu atât alarma sună mai repede. Alertarea se face cu 15 până la 40 de secunde și timp care putem spune că ne ajută, pe de o parte, să anunțăm instituțiile, dar și să ne mobilizăm forțele de intervenție. Momentan, sistemul avertizează doar inspectoratele pentru situații de urgență, însă în timp vor exista astfel de sisteme și în spitale, școli sau zone aglomerate.